munte. Administrația slătinană se declară pregătită pentru venirea iernii. S-a stabilit cine se va ocupa de îndepărtarea zăpezii de pe străzi și s-a făcut aprovizionarea cu material antiderapant. Se vor achiziționa aproximativ 600 de tone de sare, la care se adaugă încă 200 de tone de clorură de calciu, plus încă 900 de metri cubi de nisip. La nivel județean, cei peste 1000 de kilometri au fost împărțiți în 4 zone. La acest moment se cunosc firmele care vor interveni în caz de nevoie, pentru a reda circulației drumurile județene pe 3 dintre cele 4 zone. 3 zone sunt acoperite în acest moment, avem un contract cadru pe ele, deci putem asigura în orice moment dezăpezirea. Una dintre zone este în licitație publică, urmând ca în cel mai scurt timp să avem și acolo contract ferm pe care să putem asigura dezăpezirea. Rău nu se stă nici cu pregătirea drumurilor naționale pentru sezonul rece. Se știe cu cine se va face dezăpezirea, cu ce utilaje se va interveni și s-a făcut parțial aprovizionarea cu material antiderapant. Am luat măsuri pentru reparare, pentru cazarea oamenilor care vor deservi utilajele. Autoritățile din județ au susținut că prin contractele încheiate se vor deconta doar perioadele în care utilajele intervin pentru înlăturarea zăpezii, nu și pentru cea în care așteaptă ca în anii trecuți.